Sunt Răzvan Dang și asculți Disciplină Pozitivă, un podcast bun pentru copii atunci când îl ascultă părinții și profesorii. Mihai Eminescu spunea, citește, pentru că numai citind creierul tău va fi un laborator de imagini. Așadar, îmi doresc ca în acest podcast să vorbim despre creierul copilului. Este unul dintre subiectele mele favorite și este unul dintre aspectele pe care la fiecare curs, la fiecare conferință sau întâlnire pe care o am cu părinți și alți colegi profesori, îl abordez. Pentru că dacă înțelegem cum este cu creierul copilului, manifestăm mai multă compasiune și putem cu ajutor, cu adevărat, să îl ajutăm să se dezvolte într-un mod global. Un lucru pe care l-am observat, Dorin, este că de cele mai multe ori, în calitate de părinți sau de profesori, noi supraviețuim momentelor dificile din punct de vedere emoțional și comportamental. Și am stat și m-am întrebat, oare există vreo modalitate ca în aceste momente sau prin aceste momente să putem să și înflorim ca oameni, ca ființe? Pentru că până la urma urmei, cele mai noi informații despre creier ne vorbesc despre un creier social. Ne vorbesc despre un creier care nu este preocupat doar despre supraviețuire, ci și despre conectare, ci și despre creștere. Și atunci, punctul din care vreau să pornim în acest episod este faptul că disciplina înseamnă învățare. Și vă mai spun încă o axiomă, după care eu îmi ghidez activitatea, că orice greșeală este o oportunitate de învățare. Practic, toate momentele dificile în care întâlnim obstacole din punct de vedere emoțional și comportamental sunt acele momente care ne pot ajuta să sădim în copiii noștri aptitudinile și caracteristicile pe care noi am vrea să le aibă, mai ales la maturitate. Iar în cursurile de disciplină pozitivă, în introducere, întotdeauna se face această activitate. Care sunt provocările pe care le întâmpini acum cu copilul tău sau cu elevii tăi? Și să știi că lista este foarte lungă. Iar apoi facem un exercițiu de imaginație. Și vă invit chiar și pe voi, dragi părinți, profesori, să faceți acest lucru. Închideți ochii și imaginați-vă copilul vostru sau elevul care poate vă dă cele mai mari bătăi de cap, să zicem așa, peste 25 de ani, venind la ușa voastră. Deschideți ușa și uitați-vă la el. Cum ați vrea să fie acest om? Și din nou, în cadrul cursurilor, lista este lungă și lista este minunată. Și atunci, de unde pornim? Cine? Ce ne ajută să construim un astfel de om? Răspunsul este exact provocările pe care noi le întâmpinăm în viața de zi cu zi. De unde pornim? Ok, acceptăm și lucrul acesta. Ce facem? Cum facem? Primul lucru este să ne oprim asupra creierului. Pentru că nu odată am auzit din partea părinților vorbe, sau chiar și din partea profesorilor, vorbe de genul nu există, nu pot, există, numai nu vreau. Sau tu trebuie să faci. Uite, ăla poate, tu de ce nu poți, tu de ce nu vrei? Și atunci, în creierul copilului se întâmplă anumite lucruri. Și atunci vă invit să vorbim despre aceste aspecte și vreau să pornim de la faptul că pentru a reuși să educăm un copil, este imperios necesar să-l înțelegem și să fim la curent cu toate procesele dezvoltării care se petrec în interiorul și cu ființa sa din punct de vedere holistic. De foarte multe ori am întâlnit părinți sau profesori care și-au dorit să cunoască exclusiv tehnici și metode pentru a modifica un comportament neplăcut al copilului. Și nu s-au preocupat foarte mult să vadă mintea din spatele acestui comportament. Vreau să vă spun că viziunea Curriculumului pentru educație timpurie propune o dezvoltare holistă. Această dezvoltare nu are cum să aibă loc dacă nu ne aplecăm atenția spre unitatea de comandă, așa cum spuneai și tu, a copilului, și anume creierul. Cu cât aflăm mai multe informații despre acest organ magnific, cu atât mai mult îl putem ajuta pe copil, într-un mod mai eficient, să se dezvolte, să se simtă simțit, să se simtă văzut, în siguranță, protejat, exact ce vorbeam în episodul 2 despre atașamentul securizant. Așadar, pentru că nu sunt medic-neurolog, îmi doresc ca în continuare să vă prezint, să vă propun o modalitate foarte simplă de înțelegere a creierului copilului și a proceselor ce se întâmplă în interiorul acestuia, așa încât să putem manifesta mai multă înțelegere, compasiune și împreună să ne creionăm ideea de disciplină așa cum ar fi normal să fie pusă în practică. Practic, ce vă spuneam, o oportunitate de învățare. Și dacă ești de acord, Dorin, putem să și începem. Chiar te invit. Primul pas este să înțelegem că ceea ce ne dorim în relația noastră cu copii este integrare, pentru că integrarea conduce înspre sănătate și succes. Și atunci vă pot spune că al nostru creier funcționează la capacitate maximă atunci când diferitele lui părți lucrează într-un mod coordonat și într-un mod echilibrat. Asta înseamnă că, după cum bine știți, noi avem în creier toate simțurile localizate, vedem cu anumită parte, simțim mirosul este localizat într-o altă parte și așa mai departe. Deci noi practic ne formăm viziunea despre lume și despre viață, punând cu ajutorul creierului toate aceste bucăți de puzzle la un loc. Un creier integrat rezultă în puterea de a lua decizii corecte, de a avea control asupra emoțiilor și asupra corpului, o înțelegere deplină a sinelui, relații mai puternice și succesul în școală. Daniel Siegel, cel pe care vi-l recomand și îl recomand tuturor părinților și profesorilor, a scris o carte fascinantă care se numește Creierul copilului tău și este cartea de căpătâi pe care o recomand tuturor. Iar el în scrierile sale vorbește despre metafora râului stării de bine. În acest râu navigăm atunci când suntem în armonie cu noi, atunci când aceste părți diferite ale creierului lucrează împreună, însă după cum bine știm, fiecare râu are două maluri. Dacă ne ducem înspre un mal, vom întâlni haosul, acolo unde părțile, bineînțeles, nu sunt integrate, unde lucrurile scapă de sub control, unde este foarte multă emoție și foarte puțină logică. Și malul opus este malul rigidității, unde există foarte multă structură, foarte multă logică, dar foarte puține emoții. Putem înțelege asta și din perspectiva parentingului sau a predării. Un parenting permisiv este asemănător cu malul haosului, iar un parenting sau o modalitate de predare autoritară este echivalentul malului rigidității. Practic, în oricare din extreme am merge, nu trăim starea de bine, nu trăim conectarea și nu putem trăi această înflorire de care vorbeam puțin mai devreme. Și atunci, vreau să facem primul pas și să le spunem celor care ne ascultă, așa cum probabil știu, creierul are două emisfere. Emisfera stângă a creierului iubește și își dorește ordinea. Aceasta este logică, rațională, matematică, înțelegând lucrurile în maniera cauză-efect. Vedem lucrurile întotdeauna în alb și negru, sub forma lui A sau B, da sau nu. Emisfera stângă caută soluții și vrea explicații, plănuiește și setează limite. Un lucru particular al emisferei stângi este că este lingvistică, adică îi plac cuvintele, și este și liniară, pune lucrurile într-o secvență sau într-o ordine. Avem și o emisferă dreaptă, iar emisfera dreaptă a creierului este holistică și este non-verbală. Transmite și recepționează semnale care ne permit să comunicăm, cum ar fi contactul vizual, expresiile faciale, tonul vocii, postura, gesturile, timpul de reacție și intensitatea reacției. Emisfera dreaptă este capabilă să simtă, să perceapă emoții și informații din corp. Și atunci, dacă emisfera stângă este preocupată de ordine, Emisfera dreaptă este atrasă de o viziune de ansamblu a lucrurilor. Este specializată, deci, emisfera dreaptă în imagini, în amintiri personale și în emoții. Emisfera dreaptă este mai direct influențată de către organism și regiunile inferioare ale creierului. În termen de dezvoltare, la copiii foarte mici predomină emisfera dreaptă, în special în primii 3 ani. Dar, probabil că și tu ai trecut prin asta, Dorin, și alți părinți, vine un moment în care copilul începe să întrebe de ce. De ce e cerul albastru? De ce nu trecem pe roșu? De ce nu se vede aerul? De ce? De ce? De ce? Într-un astfel de moment e bine să știm că emisfera stângă a copilului începe să acționeze. De ce? Deoarece creierul nostru, adică emisfera stângă, iubește să cunoască acele relații liniare, cauză-efect din lume și să exprime această logică prin limbaj. Practic, aceasta este o viziune a creierului, o emisferă împreună cu altă emisferă. Și atunci când îi ajutăm pe copii, și există tehnici, iar acest podcast întreg pe care noi îl facem împreună propune părinților și profesorilor tehnici concrete prin care se fac astfel de lucruri, într-un astfel de moment când emisfera stângă și emisfera dreaptă lucrează împreună, atunci copilul trăiește starea de bine, trăiește conectarea, trăiește receptivitatea și atunci, bineînțeles, poate să înflorească și să ofere niște răspunsuri adecvate. Și atunci, într-un moment complex, într-un moment dificil din punct de vedere emoțional, logica nu-și are rostul. Asta este lucrul la care, din păcate, apelează foarte mulți părinți. Înțelege-mă, te rog, că nu pot să fac asta, te rog, iar înțelegerea este un lucru specific emisferei care, într-un moment intens, din punct de vedere emoțional, imaginați-vă, pentru un copil, un moment din punct de vedere emoțional intens este ca o furtună tropicală, foarte puternică. Nu durează mult, însă putem să-l ajutăm să se calmeze în momentul în care ne conectăm de la emisfera dreaptă, care, așa cum vă spuneam, este emoțională, la emisfera lui dreaptă. Adică nu încercăm să aducem într-un moment în care el are o supărare foarte profundă, chiar dacă nouă ni se pare penibilă supărarea lui sau minoră, nu încercăm să aducem argumente logice, pentru că nu funcționează. Din contră, starea de frustrare într-un astfel de moment crește și mai mult și putem vedea și noi, adulții, că în momentul în care suntem supărați sau nervoși, tot ce ne dorim este ca cineva să ne asculte, să se conecteze cu noi și în momentul acela nu avem nevoie de sfaturi, nu avem nevoie de critici, nu avem nevoie de nimic, pentru că toate lucrurile astea ne fac să percepem faptul că omul din fața noastră fie nu ne ascultă, fie nu ne înțelege. Așadar, aceasta este o modalitate de integrare. Noi, în calitate de adulți, într-adevăr, putem să ajungem la hiperprotecția copilului. Suntem acel părinte elicopter, așa se numesc, adică părinții aceia care efectiv nu lasă pe copil să facă nimic și fac toate lucrurile în locul lui. Noi este recomandat, da, să le fim alături, să-i ajutăm și există un moment în care copilul îți transmite că îl protejezi prea mult, atunci când se activează acea nevoie de autonomia lui. Nevoie care se traduce prin replici de genul: lasă-mă să fac eu, vreau eu, ai nevoie de ajutor? Nu. În acel moment este bine ca, în calitate de adulți, să ne retragem un pas. Nu să plecăm din cameră neapărat, dar suficient să ne retragem un pas, să lăsăm pe copil să experimenteze, pentru că el în modul acesta își construiește încrederea. În acest moment el se simte în siguranță pentru că știe că adultul este acolo lângă el, iar în acel moment creierul lui începe să se integreze. El știe că este în siguranță, că poate să greșească și e foarte important și care este atitudinea părintelui atunci când copilul greșește. Dar despre asta o să vorbim și cu alte ocazii. Acum aș vrea să mergem la cele 2 dimensiuni ale creierului, pentru că, așa cum spuneam, siguranța este o nevoie esențială. Și pentru a fi mai ușor de înțeles, chiar și de către copii, adică eu aceste lucruri le predau copiilor, e mult spus, ne jucăm cu ele, pentru că noi avem o zonă în clasă care se numește Positive Time Out, adică o zonă pe care am creat-o împreună cu copiii, în care aceștia se pot retrage atunci când, din punctul lor de vedere, se simt obosiți, se simt depășiți din punct de vedere emoțional, și despre asta vom mai vorbi. Însă, noi ne putem imagina creierul nostru ca o casă cu etaj, unde parterul este conectat cu etajul prin intermediul unei scări. Parterul include trunchiul cerebral și regiunea limbică, ce se află în părțile inferioare ale creierului, adică din partea de sus a gâtului până la baza nasului. Oamenii de știință vorbesc despre aceste zone ca fiind mai primitive, deoarece au drept sarcini funcții de bază pentru buna funcționare a corpului, precum respirația, clipitul, reacțiile înăscute ca luptă, fugi, îngheață sau emoțiile puternice precum furia sau frica. Ori de câte ori acționăm într-un mod instinctiv, vreau să vă spun că al nostru creier de la parter își face treaba. Este o zonă reactivă, ce reacționează imediat la ce înțelegem ca fiind o situație periculoasă. Această parte a creierului i-au ajutat pe strămoșii noștri atunci când se luptau sau fugeau de prădători. Din păcate însă astăzi, prădătorii s-au mutat în mintea noastră, iar acești prădători sunt gândurile noastre, emoțiile, amintirile și traumele. Etajul, în schimb, este complet diferit. El este format din cortexul cerebral și diferitele lui componente, adică în special cele din spatele frunții. Creierul acesta superior este mult mai evoluat și ne poate oferi o perspectivă mai detaliată asupra lucrurilor din lumea noastră. Ne ajută să vedem lucrurile mult, mult mai clar. La etaj se desfășoară procesele mentale mai complicate, cum ar fi gândirea, imaginația și planificarea. Creierul superior este sofisticat, iar asta produce multe din caracteristicile pe care sperăm să le vedem la copiii noștri și la care construim prin fiecare experiență. Printre aceste caracteristici specifice creierului superior avem următoarele. De exemplu, capacitatea de a lua decizii și de a planifica corect, capacitatea de a ne controla emoțiile și corpul, înțelegerea de sine, empatia și moralitatea. Când creierul de la etaj funcționează bine, copilul poate să își controleze emoțiile, să ia în considerare consecințele, să se gândească înainte de a acționa și să ia în calcul modul în care se simt ceilalți. Așadar, având în minte aceste caracteristici ale creierului copilului, noi în calitate de adulți putem să manifestăm înțelegere și compasiune pentru momentele de neputință sau de eșec ale copilului din casa noastră, din grupa noastră. În general, nu potul rostit de copii, în special de cei mici, este cu adevărat un nu pot, mai mult decât un nu vreau. Noi, oamenii mari, ne-am obișnuit, așa cum ziceam la începutul acestui episod, să spunem nu există nu pot și numai nu vreau. Acest lucru nu este valabil și în cazul copiilor, deoarece dacă partea de la parter funcționează extrem de bine încă de la naștere, partea superioară, adică cortexul prefrontal și întreaga structura cortexului, se dezvoltă în timp. Și vreau să vă spun un lucru, și anume faptul că specialiștii afirmă că procesul de dezvoltare a zonei de la etaj, adică a cortexului, se încheie la 24 de ani. Însă ne putem dezvolta întreaga viață. Și atunci, în momentul în care noi cerem de la un copil de 4 ani să dovedească aptitudini de autoreglare emoțională, adică specifice părții superioare a creierului, este oarecum lezne de înțeles că vom suferi niște dezamăgiri, pentru că copilul nu poate încă să facă lucrul acesta, el însă poate să învețe. Așadar, nu putem să spunem că nu este capabil, punct. Nu, ci este într-un proces de învățare și asta vine să întărească ceea ce spuneam la început, că orice greșeală este o oportunitate de învățare. Copilul va încerca dacă îl ajutăm, dar asta nu înseamnă că a doua oară dacă lăsăm să facă singur el va și reuși. Poate va reuși, poate nu va reuși. Și atunci este o oportunitate de învățare. Fiecare experiență pe care noi o avem în relație cu al nostru copil sau cu elevii noștri le structurează creierul. De asta este foarte important și de asta mi-am dorit ca subiectul creierului să fie printre primele episoade abordate, pentru că de aici clădim mai departe. Creierul copilului este în schimbare și despre acest subiect am discutat. Practic, el nu reușește să își integreze, armonizeze sau să-și echilibreze cele două regiuni ale creierului, una care este reactivă, iar alta care este receptivă. În astfel de momente, atunci când lucrurile sunt complicate, este necesară susținerea emoțională și în niciun caz corectarea imediată a comportamentului, deoarece nu va avea alt efect decât o supra-solicitare a sistemului emoțional, ceea ce va duce spre o exacerbare a stării de stres și în niciun caz la calmare sau cooperare. Altfel spus, în momentele de stres, când emoțiile sunt foarte puternice, iar exteriorul execută o presiune deosebită asupra interiorului, mai cu seamă când copilul este obosit, îi este foame sau sete, el nu mai reușește să reacționeze logic la ceea ce vede, aude și simte. Pentru a veni în întâmpinarea acestor nevoi de calmare există foarte multe idei, așa că vom discuta pe parcursul episoadelor. Un al doilea S al creierului este faptul că al nostru creier este schimbabil. Descoperirea neuroplasticității dăruiește omenirii șansa unui nou început la orice vârstă. Asta înseamnă că, indiferent cât de înrădăcinat este un comportament, acesta se poate schimba. Este nevoie doar de muncă, determinare și consecvență. Faptul că creierul este schimbabil reprezintă una dintre cele mai bune vești venite din partea cercetătorilor. Când vine vorba de copii, în primii 7 ani de viață, creierul este cartografiat de fiecare experiență pe care o trăiesc. La maturitate, acest proces devine mai încet și doar evenimentele cu titlu de traumă sau cele care sunt realizate în mod conștient mai marchează creierul în așa măsură ca în copilărie. Toate evenimentele din copilăria mică se comportă precum indicatoarele rutiere care ghidează viața adultului, până în momentul în care acesta conștientizează că acționează din pilot automat și face o schimbare în modul în care abordează realitatea. Acest proces necesită de cele mai multe ori ajutor specializat, tocmai din acest motiv niciun moment nu este pierdut. Putem face schimbări notabile în comportamentul celor mici prin prezența noastră și prin ghidarea conștientă spre țelul dorit. Fiecare experiență pe care o oferim copiilor le modifică structura, arhitectura creierului, în special atunci când este în dezvoltare, adică în mica copilărie, în adolescență, dar și pe tot parcursul vieții dacă suntem acolo prezenți 100%. Este esențial să avem în vedere faptul că experiența faptică, adică faptele adultului, influențează mai puternic creierul copilului decât vorbele adultului. Pe termen lung, fiecare cuvânt are o importanță deosebită și da, impactează creierul în dezvoltare. Însă imaginea a ceea ce face adultul și mai cu seamă dacă este în contradicție cu ceea ce spune, impresionează într-o mai mare măsură. Adică dacă îi spunem copilului să nu mai țipe, iar noi țipăm la el, practic îi transmitem un mesaj total opus. Deci să fie o coerență între ceea ce spunem și ceea ce facem. Și ultimul S al creierului este faptul că al nostru creier este sofisticat. Și complexitatea de care vorbim ne ajută să apelăm la diferite zone ale creierului, activând prin atitudinile noastre diferite alte și alte circuite. Și hai să luăm un exemplu concret ca să înțelegem acest aspect. De exemplu, o criză de plâns în care copilul își pierde controlul. Și atunci vin și vă întreb, la ce zonă a copilului, a creierului, da, este nevoie să apelăm? La cea reactivă și primitivă sau la zona sofisticată și capabilă de rațiune, compasiune și înțelegere de sine? Eu zic că răspunsul este evident. Deci ne dorim să activăm receptivitatea creierului superior, în loc să declanșăm reactivitatea celui inferior. Dacă alegem să disciplinăm într-un astfel de moment, prin amenințări sau prin elemente non-verbale, adică arătăm degetul, îi arătăm palma, îi facem semn să tacă, activăm circuitele defensive din creierul copilului. Iar această activare duce întotdeauna la o creștere exponențială a stării de frustrare și de stres, atât pentru copil, cât și pentru adult. Partea inferioară a creierului despre care vorbesc aici este cea care luptă, fuge sau îngheață atunci când se confruntă cu un eveniment care produce stres. Însă, când îi arătăm copilului respect, când îl protejăm cu multă empatie, când îl facem să înțeleagă că toate emoțiile lui sunt acceptabile, chiar dacă nu toate comportamentele care se nasc din aceste emoții sunt acceptate, când îl protejăm cu multă empatie și suntem deschiși la discuții colaborative și reflexive, atunci creierul inferior, reptilianul, cum se mai spune, își poate domoli puțin reactivitatea. Și atunci o idee bună ar fi că atunci când discutăm cu cei mici, să ne așezăm sub nivelul ochilor, nu la nivelul ochilor, ci chiar mai jos, în așa fel încât să le transmitem un mesaj, în special creierului inferior, că nu suntem o amenințare pentru ei. Eu sper că v-am făcut poftă să aflați mai multe lucruri despre creierul copilului și despre cum să folosiți tehnici în așa fel încât să luați în calcul și ce se întâmplă în mintea copilului, nu doar să reacționați la niște comportamente pe care ei le au. Și în episoadele viitoare, atunci când vom vorbi despre tehnici concrete, despre practici sau despre anumite comportamente întâlnite foarte des, să putem să localizăm și lucrurile care se întâmplă în partea reactivă și cum putem apela în mod conștient receptivitatea, pentru că doar părinți și profesori conștienți pot să ajute copiii să se dezvolte într-un mod armonios. Și se poate. Faptul că al nostru creier este în schimbare, este schimbabil și este sofisticat, ne spune că, indiferent care este vârsta adultului, fiecare 20 de ani, fiecare 50 de ani, sau este în prag de pensionare și își încheie o carieră didactică strălucită, încă poate să facă schimbări magnifice în modul de a preda și modul de a vedea mintea din spatele unui comportament. N-a fost nicio lecție de anatomie după care să plecăm cu dureri de cap, ci sper că plecăm cu idei despre cum putem să avem mai multă înțelegere și compasiune și mi-aș dori măcar cu acest gând să rămâneți cu faptul că de cele mai multe ori când copilul spune nu pot, chiar nu poate, nu o face în sâc, nu o face ca să ne supere și vom ajunge să vorbim mai devreme sau mai târziu și despre cele două extreme în care părintele sau profesorul cade atunci când aude un nu pot din partea copilului. Dar așa cum v-am spus, vreau să vă fac poftă.